Salut și bine ați venit vineri data asta la un nou episod de pe Coponing, pe conturile abonaților. Deja v-ați obișnuit, cred că de o lună fac asta și încă sper să prim ceva senzațional, că de la Pulita la n-am prea le-am mai adus nimic wow, să zic așa. Nu știu, sper că e în continuare să mulțumiți. Suntem de data asta pe contul lui Cosmin, care obicei a dat redeem. Hai să vedem ce picuri avem. Gol 3 se pare și o să încep cu 2. Hai mă! Mamă, 97, dar și Manolas e bun. Aștept să văd ce zice el, că suntem pe Discord și vede și o să-mi răspundă pe Instagram. Dar eu zic că am început perfect, adică și lui Alberto e ok și Manolas. Nu știu, eu nu știu ce aș alege, nu știu dacă ar intra vreunul la el în echipă. Ok, Cosmin a ales Manolas, să știți că a fost o decizie grea. Dar nu se știe niciodată, poate îi mai dă ceva aici și o să-l bagi în echipă. Hai să vedem. Te rog. Mamă, Cuadrado sau Hernandez, ia vezi că poate să-i lege. Hai să vedem ce o să aleagă. Ok, Hernandez, să vedem, poate o să-i lege. Eu zic că jucători destul de buni. Chiar i-a dat decent la gol 3, eu zic că e wow. La Rivals cred că a luat, da. Hai să mergem să deschidem pecurile. Poate, poate, ceva bulan, nu știu. Prime Electrum Player Spec. Hai mă, dăm și la pecuri, că nu prea mi-ai dat săptămâna asta, ce se întâmplă? Mă refer pe conturile abonaților, probabil ați văzut și ieri. Nici măcar borț, o să dăm skip pentru că mă grăbesc, sper să ajung la timp la examen. Asta e problema, nu altceva. Te rog, fi tradable. Nu e frate, îmi pare rău, dar trebuie să dau cu XL. Încă un Prime Mixer, dăm bă aici, te rog. Hai mă, cu Team of the Season, hai odată. Nimic. Rușine mă, rușine. Măcar n-au mai fost duplicate-uri. Și venim cu mega pack-urile. Dacă iar le nimeresc pe primele 3 de ball, o să nebunesc. Hai. Nimic. Nu pot să cred. Bă, mi-o înțeleg că e de la player pick-uri, dar chiar așa nimic. Pe bune. Sergio Roberto, iar am nimerit 3 de ball primele pack-uri. Fiți atenți că din astea 3 care au mai rămas, tot mijloc iau și tot. Și asta o să fie tot 3 de ball. E logica FIFA, nu înțeleg cum și de ce. Dar poate am bulan și nu l-am nimerit pe la 3 de bal, că nu e nimic în el, nu de alta. De-aia zic. Că poate, poate. Din nou, pe curan 3 de bal, dăm măcar aici walkout. Hai, te rog frumos, dăm ceva. Băi, nu e frate posibil. Nici măcar borți, voi vă dați seama de așa ceva? Că nici măcar borți. Mega pack, te rog, dă frate ceva. Măcar mai dă un knockout, așa. De bun simț, deci nici măcar borz nu dă, bă! Nu știu, sper să fie mulțumit Cosmin cu picurile. Poate totuși în ultimul pack care a ieșit tradable. Oh, un player pack. Poate o să dea ceva. A, mai avem și asta, da. Hai, corect. Dă-mă aici, mă, dă-mă. Minim borz, ok la asta. Deci la asta primim minim borz. Corect. La alea, la mega pack-uri, nu. Și Prime Mixer, dar la aici, aici primim Sommer sau Burki. Sommer, că abia a fost Team of the Season, treia să reintre normal în pecuri, să pice săptămâna la același număr. Hai mă. Măcar în ăsta, ce să zic. Hai, te rog. Dă bă aici walkout, dă-mă un Team of the Season, dă-mă Ronaldo, mă, de ce nu? Dă ceva, te rog. Nu, nici borț. Nu, n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum, bă. Pare rău, Cosmin, nu știu ce să zic. Nu știu ce să fac. Dar n-am putut mai mult, n-a vrut să dea. Aia e, ne vedem pe următorul cont la Ionuț. Înainte să trecem la pachete, vreau, vă rog frumos, să mergeți pe linkul din descriere, să dați subscribe la Andrei Stoienescu. E un băiat de nota 10, joacă FIFA mult mai bine ca mine. Weekendul trecut a făcut 24 pe PC. Așa că haideți, vă rog frumos, dacă l-am ajutat să facă 2000 de abonați, eu v-aș fi foarte recunoscător pentru că merită și haide, mergeți acolo și susțineți-l. Activați și clopoțelul la fel cum am făcut eu pentru a primi notificări, este foarte important. Și nu uitați că o să facă live cu Weekend League cam în fiecare weekend, cred, deci nu aveți ce pierde. Vă rog frumos, dați subscribe și dacă face 2000, vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult! Ok, este pe contul lui Ionuț, ultimul cont de săptămâna asta, promit că spre viitoare revenim în forță, poate și live, cine știe. Hai să mergem repede la FUT Champions, că în
11 minute am examen și ar trebui să termin repede. Pe Coponingul, gol 2, rezultat foarte bun, ultima șansă la Ronaldo, a zis și la Cosmin și la Iani și la mine. Player picuri decente, dar n-a fost Ronaldo, așa că te rog, dă-mi Ronaldo! Nu e cine știe ce, dar hai să vedem ce alege Ionuț. L-am rugat să aleagă repede, îmi pare rău Ionuț pentru asta, dar decât să te pun să aștepți încă o oră jumate, am zis că mai bine mă chinui acum repede. Să vedem ce alege, cred că probabil Handanovic sau De Vrij. Hai să vedem. Ok, a zis Handanovic pentru care De Vrij, poate face un link acolo cu ei. Hai să vedem cei de la al doilea, nu De Vrij, te rog. Bă, lasă-o mă încolo, dă-te încolo de joc. Deci dă-te încolo de joc, că mă enervez grav. Cum să-i dai mă de două ori același pic? Mă rog, îi schimbă el, aia sunt mizerii. Ok, a zis De Vrij pentru rating, dar vă dați seama, l-are Team of the Season, probabil la untradeable. Deci e mizerie, bă, e mizerie asta, sincer. Hai să vedem ce... A, sper că a luat Arrivals. A luat, perfect, bravo Ionuț, ești numărul 1, Ionuț. Hai mă, rar gol pack, 7 pack-uri. Am 9 minute la dispoziție, termin în 5 minute, vă dați seama că o să dau foc automat. Minim board, începem bine. Te rog, doar boards. Nu mai stăm, îmi pare rău. Sper să nu iasă episodul ăsta prea scurt, dar poate mai pune ceva de la mine. 85, nu e rău. Hai să vedem. Megapack. Îmi pare rău dacă vibrează telefonul, dar primesc foarte multe mesaje și de la colegi și de la voi. Minim boards. Oare era contul ăsta minunăția de azi? Cum era? CB, Miranda, nu? Oh, da, David Luiz. Skip și la el. Nu mai stăm. Tradeable bănuiesc că era ok. Mega. Mamă, două rare players, pack-uri, mega pack. Hai să vedem. Cred că tot mega pack am deschis și mai devreme. Minim boards, 3 la rând, dar oare walkout-ul ăla vine și el? Că nu-mi trebuie boards, nu vreau să văd striker, poate era ăla de 85. Aha, pau cu Alcaster. Untradeable, sistema României. O salvăm, frate, nu se pune problemă. Nu se pune problemă. Cum să dăm cu XL la sistema României? Niciodată, că mă omorâs după aia dacă fac asta. Rar megapack. Rar player spec-urile, cred că sunt untradeable, dar hai mă, dă și mie walkout. Minim boards iar, double team of the season-ul ăla. Doar boards. Bă, 4 pack-uri la rând, 4 board-uri. Ce e asta? Falcao, care a fost team of the season, dar cred că a fost la obiective. Deci nu se pune. Și îl mare. Dar e pe cu 3 de ball, nu e problemă. Nu e problemă de război, da mă. Dă bă, măcar aici, mă, dă walkout, mă, frate, n-am văzut azi walkout. Cred. Minim boards iar, băi. Băi, boards în toate și nu e walkout, mă, ce e asta? Deci ideea aceleași picuri. Și după aia dai numai borți. Vardy. Ok, bine, a avut 2 de 85. Nu e rău, dar pe bune, e penibil rău ce îi se întâmplă. Rar player spec. Dăm walkout-ul ăla, bă, frate, mă. Măcar unul acolo să fiu și eu mândru. Borți iar. Ok. Ok, 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 FIFA. Ok, FIFA. 6 borduri la rând. Ok, FIFA. Ok. Ok, ok, Morata sau Diego, nebun, Morata, ok, ok, FIFA, ok, 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 n-am făcut în viața mea asta, dar eu zic că e timpul, ăsta e tradeable, mă, ia. Nu, n-am făcut în viața mea asta, dar eu zic că e timpul să facem leave the room pack, toată lumea străinitate face asta, nu știu România dacă se mai face, leave the room pack, hai mă, sper să mă întorc să fie Ronaldo. No, 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 no. Ce-i mă mizeria asta, bă? Ce-i mă mizeria asta? Eu am stat mai mult că m-am gândit, mamă, dacă e walkout, trebuie să fac animația aia, să intru fix când e animația și el s-a oprit aici, că n-a fost nici porți. Ha, nu mai fac niciodată lift, dar un pec. Bă, nu știu, oricum, după 6 borduri era greu să dea aici walkout, nu? Low un pec, nici nu mai deschid pe asta. Mulțumesc, Ionuț, de cont, îmi pare rău, deci nu știu ce a fost. Picurile la fel, De Vrij l-avea deja, oribil.
doar borzuri, nu știu, nu uitați like dacă v-a plăcut episodul, subscribe dacă sunteți noi și vă place ceea ce fac aici, nu uitați, dacă nu ați activat încă notificările, mergeți, apăsați clopoțelul și bifați să primiți toate notificările, este foarte important, altfel sunt șanse mari să nu primiți deloc notificări la ceea ce postez și toată lumea o să fie supărată, inclusiv eu. Până data viitoare, veți de voi, eu am fost Aluc, salut!